o bibliotecă, sau despre cum visul unui asiatic a devenit și visul unui român, sau despre cum țara noastră are un mai mult din care poate oferi și altora. De formație jurnalist, reșițeanul Grațian Mihăilescu a câștigat o bursă în străinătate, unde l-a întâlnit pe Saeb, din Bangladesh. Un om care vrea să ridice din temelii, în țara lui natală, o bibliotecă, pentru că e nevoie, pentru că toți de acolo sunt familia lui. Pentru că, dacă ai carte, ai parte de un viitor mai bun, de un univers mai larg, de mai mult decât acum. Și nu numai, spune Grațian Mihăilescu. O să aibă dublu rol, o să aibă rol de adăpost în cazul calamităților. Zona respectivă de unde vine Saed este o zonă expusă calamităților și în același timp o să aibă rol de a învăța tineri între 5 și 20 de ani, diferite clase. El are un proiect făcut pe care mi l-a dat mie și care eu, la rândul meu, am încercat să-l împărtășesc cu persoane care ar putea dona o parte din bani. O parte din bani i-a prins deja prin ajutorul colegilor săi, cum am fost și eu și altor prieteni din Europa. Mai are nevoie de încă atât. Bugetul total e undeva pe la 12.000-13.000 de euro și cred că ar prins vreo 6.000 de euro. Și a pus deja fundația, sper să mobilizez comunitatea din Banat și împreună să punem lucrurile în mișcare. O campanie de strângere de fonduri adresată bănățenilor și, de ce nu, tuturor locuitorilor din țara noastră. În plus, Grațian Mihăilescu face demersuri și în direcția unor organizații care ar putea sprijini financiar continuarea construcției bibliotecii din Bangladesh. Am avut niște discuții cu Rotary și cu Rotaract, însă lucrurile nu s-au pus încă în mișcare. Mai încercăm să tatonăm la ei. Am vorbit cu un serviciu de telefonie mobilă ca să înființăm un număr special, un număr la care pot fi trimis un SMS și atunci banii respectivi să se doneze într-un anumit cont. Asta ar fi una dintre acțiuni. Cealaltă, probabil, o să facem alături de un arhitect, o firmă de design care m-a ajutat să creionez designul acestei campanii. Încă lucrăm la alte activități care ar putea strânge fonduri. Pentru cei interesați, ar putea să caute pe Facebook pagina Media Bănățeni pentru Asia. Grațian Mihăilescu mai spune că, odată puse la punct toate detaliile birocratice și legale, campania de strângere de fonduri va fi promovată în principal în Banat, dar și în restul țării.